Cel mai greu este să intubezi un pacient și apoi să iei legătura cu familia, mărturisește Dorelia Maican, medic specializat în terapie intensivă la Spitalul Militar din Sibiu. Medicul spune că majoritatea celor de la ATI sunt nevaccinați cel mai greu este să vorbești cu pacientul, să-l încurajezi când este epuizat, disperat după o gură de aer, să-l intubezi și apoi să iei legătura cu familia și să explici necesitatea unor manopere invazive. Infecția cu SARS-CoV-2 înseamnă mult mai mult decât o simplă infecție respiratorie. În evoluția bolii pot să apară disfuncții respiratorii, cardiace, renale, hepatice, iar tratamentul trebuie adaptat în funcție de pacient. Nu poți ști dacă vei face o formă severă de COVID-19, iar majoritatea pacienților din ATI COVID sunt nevaccinați. Acesta este mesajul pe care îl transmite Dorelia Maican, medic primar anestezie și terapie intensivă la Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin din Sibiu, în contextul creșterii numărului noilor infectați cu SARS-CoV-2. Medicul susține că vaccinul poate da o șansă oricui în fața bolii. Vaccinul îți poate da o șansă, alege să te protejezi, a mai scris în postare medicul Dorelia Maican. De la debutul pandemiei, în județul Sibiu, virusul COVID a secerat peste 1240 de vieți.